Panică ieri seara în cartierul Deva Nouă, zona Archia. Locuitorii din blocurile sociale, dar și din casele situate în imediata vecinătate a bisericii, s-au alarmat când au observat că din acoperișul de lemn al bisericii, care este în construcție, iese un fum gros. Intervenția promptă a pompierilor de veni a redus la minimum pericolul, iar propagarea flăcărilor a fost stopată la timp. Ieri seară, în jurul orei 20, sirenele celor trei autospeciale ale pompierilor venite în viteză au spart liniștea cartierului Archia, stârnind panica, dar și curiozitatea în rândul devenilor. Locuitorii din casele aflate la o mică distanță de viitoarea biserică a cartierului Deva Nouă au anunțat pompierii că din acoperișul edificiului aflat în construcție iese fum. Doar intervenția promptă a salvatorilor de veni a făcut ca flăcările să nu mistuie întreg scheletul de lemn al acoperișului sau porțiuni din schelele din jurul clădirii și să nu se propage din cauza rafalelor sporadice de vânt și la gospodăriile din apropiere. Pompierii detașamentului Deva au intervenit seara trecută pentru stingerea unui incendiu produs la cupola bisericii aflată în construcție din cartierul Archia. La fața locului, pompierii au constatat că incendiul era în fază incipientă, arzând 4 metri liniari dintr-o grindă, astfel că acesta a fost localizat și lichidat în foarte scurt timp, fără probleme. Echipajele au mai rămas însă la fața locului pentru o perioadă scurtă de timp, în vederea supravegherii locului unde s-a produs incendiul.